Dragilor, bine v-am regăsit! Iată astăzi un nou prilej de bucurie și o spun cu toată satisfacția. Pentru că am alături de mine un prieten drag și un om extrem de important pentru ceea ce facem noi de zi cu zi. Este vorba despre Cristian China Birta, blogger, influencer, antreprenor, consultant social media și aș mai adăuga eu, un familist convins. Și astăzi vorbim despre Gabor Mate, despre Gabor Mate și mitul normalității. Trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică. Gabor Mate, un autor extrem de important, speaker internațional, cu această carte publicată în portofoliul editurii Herald. Peste 4 decenii a lucrat ca medic specialist în îngrijiri paliative, de asemenea lucruri cu persoanele dependente și cu ADHD, lucruri cu trauma, cu afecțiuni psihice, boli cronice despre care el vorbește în această superbă carte, aș numi-o eu carte manifest, cartea momentului, o carte de actualitate, dar aș vrea să-l las pe Cristian să ne povestească mai mult despre Gabor Mate, despre această carte și cum a ajuns el în contact cu cartea lui Gabor Mate. Da, mulțumesc, domnul Sorin, pentru invitație, dar mi-ai făcut pomeni, Nicola, că vai, că te am eu, că pe cartea de vizită. Dar, de fapt, tu m-ai chemat pentru că eu citesc cărți, omule bun. Lasă-mă în pace, că nu m-ai chemat că sunt antreprenor. Ce să vorbim despre cash flow, despre alea? Nu, las. M-ai chemat că citesc cărți, de-aia, da. Gabor Mate, băi, prima carte pe care am citit-o scrisă de el. Și am făcut-o din două perspective, că și tu m-ai frecat la cap, am auzit peste tot în jurul meu de el și nevastă mea a fost punctul de Aia citit, vreau eu să punctul. aud. Aia Aia, vreau eu da, să aud. bineînțeles. E frumoasă, e frumoasă Că, povestea. auzi, îmi sunteți simpatici, am o grămadă de tovarăși care îmi recomandă cărți, dar nu mă interesează, atât de arogan și de nesimțit sunt. Dacă nu n-o zici, doamna mea, n-ai citit nimic de Gabor Mate, treci, citești, că altfel dormi păprești. Și atunci am profitat de faptul că Mitul Normalității e o carte proaspătă și am citit-o și bine am făcut. Chiar m-am enervat după aia a doua oară, știi? Bă, cum de nu am citit-o nimic de omul ăsta? Mi se pare că scrie atât de pe înțelesul tuturor niște chestiuni evidente. Hai să mai băgăm o fisă. Scrie pe înțelesul tuturor despre chestiuni evidente. Dar asta e fain, că puțini oameni fac asta. Să-ți explice chestiunile evidente. Și să-ți le explice să-ți rămână cu tine. Că mi se pare absolut firesc. Uite, eu sunt tată de 3 copii. Și am văzut în cartea asta cu mitul normalității ceea ce unul din regretele noastre, ale mele și ale doamnei, la primul copil. Că am făcut exact ce nu trebuia să facem când ne-am luat după alții. L-a lăsat pe copil să plângă acolo. Lasă-mă, tu plângi acolo. Plângi că după aia te obișnuiești să nu mai plângi. Ceea ce e o greșeală incredibilă. Copilul fix de asta are nevoie de dragoste. Are nevoie de faptul că e protejat, că e în siguranță. Ceea ce am învățat în timp. E, Gabor Mate îți explică asta foarte, foarte pe înțeles. Apropo de mitul normalității, ca ideea că asta e o normalitate cumva în unele clase și zone, să-ți lași copilul să plângă până capă, că așa îl obișnuiești să nu mai plângă. Ceea ce e o mega greșeală. Sunt multe evidente despre care vorbește el în carte. Și le explică foarte tare și pe mine cel puțin m-a luat rușinea de multe ori. Pentru că, știi, îți dai seama, bă, așa e cum zice asta. Cum de nu mi-am dat seama până acum? Deci asta mi se pare foarte tare le. Omul e un munte de erudiție și de nebunie și de cultură și de ce vrei tu. Dar și asta e fain la mari autori, că se coboară de pe Olimpul ăla al lor. Turnul de fildeș, da. Exact. Și vin aici la prostul familiei din Vitangeles, din cartier, și le zic, băi, țărani, fii atent, ia notează, că îți explic eu cum. Și asta mi place foarte tare la cartea asta. No, îmi pare rău că n-am adus-o aici, că știi cum e cu post-it-uri de alea Hai că o colorate? arăt eu. O arăt, dar îmi pare rău că n-am adus eu, să vadă lumea cu... Cred că am vreo 50 de post-it-uri pe fragmente din care eu vreau să extrag idei și să scriu pe internet, atâta cât mă vede lumea, despre ideile din carte și despre, mai degrabă, despre unde am ajuns eu plecând de la ce am citit în cartea aia, că și ăsta e un al treilea beneficiu, dacă e să vorbim despre beneficii, e că, băi, te pune grafă gândul. Adică, îți zic numai așa despre conceptul, n-am auzit despre până acum, că nu. Eu citesc istorie și alea nu sunt foarte cu așteptarea neuronală. Ce așteptare neuronală avem toți în relație cu mediul înconjurător și cu relația cu ceilalți? Mi s-a părut un concept atât de tare încât mi-am pus post-it și am zis trebuie să mă documentez mai tare și să-l dezvolt, că sigur ajută foarte multă lume. O carte foarte tare, deci o carte foarte, foarte tare, mitul normalității.
Apropo de ce spuneai tu puțin mai devreme și legat și de normalitate, da, e chestia asta că noi venim practic cu niște lucruri învățate care ni se par foarte familiare, pentru că părinții noștri au trăit într-un sistem, da, i-au învățat niște lucruri și le perpetuează mai departe, bineînțeles că ni le transmit și nouă. Noi ne dăm seama la un moment dat, într-un prim declic, prin proces de conștientizare, bă, stai că parcă lucrurile astea nu rezonează cu ce am eu în interior. Că și Gabor Mate spune la un moment dat, măi, trauma nu este de fapt despre ceea ce se întâmplă în exterior, ci ce se întâmplă în interiorul meu. Faptul că mie îmi sunt declanșate sau apăsate anumite butoane legate de traume și de răni emoționale, pentru că, uite, eu am trăit în niște tipare relaționale disfuncționale cu părinții mei. Și că, de fapt, ei m-au învățat într-un anumit fel, ei m-au învățat, și aici voi pune ghilimele de rigoare, m-au învățat așa zisa normalitate, da? Pentru că dacă majoritatea fac un lucru, asta este normalitate. Că rădăcina cuvântului, până la urmă, normalitate, etimologic vorbind, înseamnă normă, normă, normalitate. Respecti o normă, o regulă, o cutumă socială impusă de societate. Și uite așa, pe nedigerat, ca să spun, luăm totul de bun, luăm totul de-a gata din societate și ne trezim peste ani și ani de zile ca adulți că avem relații disfuncționale, că apar bolile, pentru că el vorbește și tu ai citit și știi lucrul ăsta, vorbește despre... Bună, de multe ori probabil că ai întâlnit și tu în viață, cum am întâlnit și eu, în experiența noastră de viață, în istoricul, în anamneza vieții noastre, expresii de genul așa a fost să fie, așa s-a întâmplat, dar de ce cu tatăl meu, dar de ce mama mea a trebuit să se îmbolnăvească și să moară? Lucruri reale, cel puțin pentru mine, ambii părinți decedați. Sau de ce X a trebuit să se îmbolnăvească? De ce tocmai el? Și ai senzația aia că toată lumea e împotriva ta. Sau de fapt te uiți, ridici așa puțin privirea revoltător și întrebător spre Dumnezeu, Doamne, dar de ce tocmai eu? Că de fapt el vine și spune că la bază e cu totul altceva. Uite, ziceai de tot, ai zis de părinți. Mi-e place foarte tare cum zice Gabor Mate, că și eu am avut un meci cu tatăl meu până acum câțiva ani. Deci eram, nu mai vreau, vorbeam cu el, nu mai. Până la urmă am trecut într-o zi, bă, dar ce are acum? Că așa strâng, șufut, tâmpit cum e el. E tare că mi-a dat, l-am sunat ce fac. Și după aia m-am dus, că el stă în Baia Mare, stă în București, și ne-am băut o beră și ne-am deschis ambasadele. Ca asta zice și Gabor Mate, da, mă, părinții te prăjesc. Bă, dar nu o fac cu rea intenție. O fac că la rândul lor au fost prăjiți de alții, adică de tot mediul înconjurător, și nu-i tot învinovățiți pe ei, că și asta cu ne tot învinovățim părinții, e și un fel Da, de scuză. da. Știi? Adică, a, părinții mei îți devină și nu mai faci nimic. Păi ok, îți devină, dar ce faci în continuare? Și asta îmi place de Gabor Mate, că zice foarte clar, da, îți devină părinții voștri, dar nu-i mai învinovățiți, că nu rezolvați nimic. Și până la urmă, la voi e puterea. Zice el, mi-a rămas foarte tare, foarte mișto expresie. Lumea în care crezi, e lumea în care trăiești. Mi se pare foarte tare treaba asta, știi? Adică să înțelegem că putem discuta despre conceptul ăsta. E adevărat, dacă eu cred că Steaua e cea mai bună echipă, apoi lumea steliștilor, e lumea în care trăiesc eu, cu anumite norme, cu anumite valori, cu anumite limitări, dar și cu anumite beneficii și avantaje, că da, stăm într-o bulă și vorbim, aici, happy, happy, joy, joy. În același timp, dacă aș încerca să ies un pic din lumea asta în care cred și să mă uit un pic și la lumea din amoviștilor, foarte tare aș fi câștigat. Deci asta e fain la Gabor Mate. Foarte fain le zice toate lucrurile astea. Și uite, explică foarte fain, cred că cea mai tare, are un mic capitol acolo despre epigenetică. Băi, eu tot am auzit de epigenetică asta, în sus, în jos, în sus, în jos, dar nu m-au atras așa. Și el zice, domnule, trebuie să înțelegem ce înseamnă epigenetică, adică deasupra genelor. Adică noi avem un bagaj genetic cu care venim în lume, de la nu ne predetermină, frate. Cine ce ia la pilă grav uneori bagajul ăsta nostru genetic, e mediul înconjurător și mai ales modul în care lăsăm noi să ne influențeze. A, asta e epigenetica, mă. Bravo. Acum am înțeles. Încă o dată. Eu tot asta o să zic că e prima mea carte. O să mai citesc de el. Îți dai seama că m-am prins acum flana. La revedere. Și dacă să e stilul ăsta lui de a explica evidentul pe înțelesul tuturor și de a te duce un pas mai încolo ca să-l înțelegi, mie mi se pare senzațional omul ăsta. Știu unde am mai citit, adică poate sunt întâmpit că nu sunt așa deștept pe zona asta, că zic asta. Dar cumva mi-a transmis
ceea ce mi-a transmis Alan Watts. Oh, Când da. scrie, știi? Oh. Adică vorbește despre chestii foarte simple, atât de frumos și atât de pe înțelesul tuturor, încât zici, wow, afară plouă. Și el zice, afară plouă. Și îți explică. Păi am văzut mă că afară plouă, dar nu m-am gândit că pe, cu picuri, cu alea, cu... Asta e foarte faină, Gabor Mate. Adică pe mine asta m-a încântat. Mie mai și prins un pic acum proaspăt cu cartea citită, știi? Că poate dacă o mai las, mă întreb peste 3 luni, zic, da, ok, dar nu cred, nu cred. Că m-a prins foarte tare și îmi place foarte tare stilul lui. Și cred că este o carte, foarte bine ai punctat, este o carte și nu este singura, de altfel este o carte pe care o citești cu postituri, cu pixul, cu creionul, revii asupra ei. Eu cred că este o carte, mai ales să zicem pentru cei mai tineri, nu știu, o citești la 30 de ani și poate revii peste câțiva ani și o privești dintr-o altă perspectivă, pentru că tu deja ai acumulat niște ani de viață și în momentul respectiv probabil că te raportezi altfel la niște lucruri, mai ales când vorbim, bineînțeles, de cărțile de non-ficțiune. Una ai citești un roman și acolo cred că există niște diferențe să citești după 20 de ani Alexandre Dumas la 20 de ani și să-l citești la, habar n-am, 30 sau 35 sau 40. Pentru că, iată, te ajută cumva experiența de viață, îți schimbă și paradigma în care citești și perspectiva asupra a ceea ce se întâmplă acolo. Revenind la ce ai spus tu puțin mai devreme, într-adevăr, Gabor Mate pune cumva pe prim plan ideea aceasta că relațiile sunt cele care ne fac cumva viața mai bună și în funcție de relațiile pe care le avem, mai ales în copilăria timpurie, copilăria mică, lucrurile astea se văd și la maturitate în perioada adultă. Faptul că factorii genetici sau factorii ereditari nu le contestă nimeni importanța. Dar spune el, pentru că cartea este plină de cercetări, de studii și așa mai departe, după 4 decenii de muncă asiduă, el spune că sunt anumite boli care nu au un corespondent din punct de vedere genetic. Sau nu neapărat e musai ca dacă tata a avut sau mama a avut o boală, da, și vezi, Doamne, genetic ereditar se transmite, trebuie să moștenesc acea boală și automat boala pe care a avut-o ei o să o fac și eu și așa mai departe. Că de fapt factorii relaționali, cum îi numesc eu, sau factorii sociali care țin de relațiile noastre, sunt mult mai importanți, nu? Știi cum, eu tot fac termenul meu de comparație cu orice unitatea mea de subresc, e bere. Așa zice și el. Bagajul, cred eu, bagajul genetic e ca o bere, frate. O bere e o bere, da? Dar dacă lași berea în soare 4 ore, mai bea omul. Să vezi cum e. Dacă o pui în congelator o oră, păi bognă. Dacă o bei singur, de tântălău, aia. Dar mie asta mi se pare foarte tare că face Gabor Mate. La fel, eu așa am înțeles. Tare că, apropo de ce zici tu, că încă de mici copii, mi-a plăcut un citat pe care îl pune în gura, da? Adică îl citează pe careva, care zice, genial, zice, problemele copilului meu au apărut cu 9 luni înainte de a veni pe lume. Deci, până acolo se duce treaba asta, așa? Adică mi s-a părut atât de tare citatul, păi îți dai seama, dacă deja încep problemele în uter, că îl influențez pe copil, e deja miliarde de studii care ne arată asta. Păi cât de tare poți influența după ce iese de la mama sa din uter. Și la asta nu, poate nu realizăm. Iar revenim cu părinții. Bă, oricum, față de noi, care trăim într-o lume unde nu mai întindem mâna și avem orice, părinții noștri au fost niște eroi că nu ne-au prăjit mai tare decât ne-au făcut. Decât suntem prăjiți. În cele mai multe cazuri, nu vorbim de excepții. Că așa vine lumea și zice, a, dar să vezi ce mi-a făcut taică-mea. Stai un pic, că noi vorbim despre generație aici, despre așa, nu neapărat că te-o prăjit taică. Deci asta mi se pare foarte, foarte tare. Când, iar o mai zic la Gabor Mate, dar asta mi se pare foarte tare cât de frumos explică el. Și ce, ai văzut ce mai fain? Că, cum începe cartea de altfel? Cum s-a enervat el la aeroport? Că nu a venit nevastă să se lea de la aeroport.
Și zice, frate, aveam 72 de ani, să nu știu câți avea. Deci eram în al 8-lea deceniu de viață și eu tot ca prostul m-am enervat, că nu a venit nevastă, mi-a deși mi-a promis și am stat mutos 2 zile până ea s-a enervat și zice, bă, termină odată. Bă, la 70 ceva de ani să faci asta. Tu, autor super premiat. Bravo, bravo. Așa e. Ești un autor imperfect, prăjit și tu la rândul tău și vorbești despre prăjeli. Unde e problema? Că mie nu trebuie să vină Iisus Hristos perfect să-mi explice lucruri, că nu-l cred. Nu-l cred, că n-am cum să fii. Perfecțiunea n-are cum. El e un om, un autor imperfect, un om imperfect, care vorbește despre cât de imperfect suntem noi. Și asta mi se pare foarte tare. Și este cumva autentic și sincer în imperfecțiunea lui. Faptul că el are curajul, apropo de vulnerabilitate și autenticitate, un alt capitol din carte, faptul că el are curajul să vorbească despre aceste lucruri. S-ar putea ca alt autor să aibă așa o temere. Băi, cum mă vor percepe pe mine cititorii dacă eu le voi spune niște lucruri intime? E uite, el de exemplu a spus exact episodul ăsta de care spui tu cu venirea de la aeroport și faptul că el atunci a fost pe modul copilului interior. Mă, poate că la undeva în copilăria lui, mai ales că el a avut o copilărie dramatică, bine de tot, da? Undeva s-a simțit el părăsit. Pentru că el a prins perioada războiului. Când hortiștii unguri și hitleriștii și așa mai departe au venit și lagăre și nebunii și ce a fost în perioada anilor 40, 40 ceva în Ungaria. Da? Mama lui și bolnavă de altfel au fost luat în îngrijire de o mătușă și un unchi care s-au purtat extraordinar cu el și așa mai departe. El s-ar putea posibil să se fi simțit în acel moment al copilăriei lui la câțiva anișori abandonat, părăsit. Și uite cum a reacționat. Bă, păi ai zis că vii și n-ai mai venit să mă aștepți la aeroport, da? Și el a reacționat că de multe ori ni se întâmplă să ai copii și știi lucrul ăsta, să reacționăm altfel decât ne dorim și să reacționăm într-un mod în care noi să spunem, eu niciodată nu voi reacționa cum a reacționat tata sau mama va spune, eu niciodată nu voi face cu copilul meu sau nu voi reacționa cu copilul meu cum a reacționat mama cu mine. Și cu toate astea ne surprindem în anumite momente, fără să vrem, când suntem pe modul emoțional, reacțional, impulsiv, când de fapt vorbește în noi copilul interior, adică băiețelul interior frustrat, rănit sau fetița interioară care îi se adresează propriului copil. Și apropo de ca părinți amândoi, ca tătici și pentru că el abordează în carte pagini importante, pagini întregi, relații părinte-copil pe care l-a dezbătut-o și în conferința de la București când a venit el pe 16 și 17 octombrie, relația părinte-copil. Și am găsit un lucru important referitor la felul în care noi ne comportăm cumva diferit ca părinți față de cum se comportau în urmă cu 40 de ani părinții noștri cu noi. Ce nu este trauma? Apropo de traumă. Cei mai mulți dintre noi au auzit pe cineva, poate ne-am surprins chiar pe noi înșine, spunând ceva de genul, Doamne, filmul de aseară a fost atât de tulburător încât am ieșit din sală traumatizat. Sau am citit o știre, cum se spune acum la știri la noi, de multe ori auzim, știri cu un puternic impact emoțional. Bun. Zice, în toate aceste cazuri, utilizarea termenului este de înțeles. Corect. Dar este deplasată. Oamenii se referă, de fapt, la aceste cazuri, în aceste cazuri, la stres, fie el stres fizic sau emoțional. După cum subliniază un alt autor celebru și foarte drag mie, Peter Levine, invocat de mai multe ori în această carte de Gabor Mate, spune așa, cu siguranță, toate evenimentele traumatice sunt stresante, dar nu toate evenimentele stresante sunt și traumatizante. Sunt traumatici. Da. Mi-a plăcut foarte tare asta. Și cum vorbește că trauma cu T mare, trauma cu T mic, ca să le înțelegem ce se întâmplă și așa. Da, e, da, n-am ce să zic. Adică iar mă repet, da. Mi-a plăcut foarte tare și poate cei care mă știu, știu. Mă cunosc deja că nu umblu eu cu avioane, cu aburel. Cei care nu mă știu, cred că și-o dat seama că nu. Și numai faptul că am zis, da, bine mă, hai că intru să vorbesc despre cartea asta,
zice că mi-a plăcut foarte tare cartea asta, pentru că am și cărți care nu-mi plac de nicio culoare. Uite, adică n-am citit încă nimic de el și o să citesc o carte, dar numai că mă enervează foarte tare că am văzut tot felul de poziții, al lui Jordan Peterson, de exemplu. Băi, nu! Deci am văzut câteva poziții și deja sca ariciu în ceea ce privește. O să intru predeterminat cum ar veni să citesc cartea lui ca să mă enervez pe el. Și ca să, adică o să citesc cartea numai ca să-l fac de rușine, cam așa ceva o să fie în mintea mea. Dar la Gabor Mate, deși cumva tot așa părâcă m-am dus, zic, bine mă, dacă m-a pus nevastă să te citesc, haide mă să te citesc. Am citit începutul cărții cu aia cum s-a enervat el la aeroport și am zis, bă, mă friend, ești jamă clar, lasă-o, da, gata, ești tovarășul meu, îmi place foarte tare de tine. Cum începe cartea, adică e un captatio benevolentium ăla excepțional, adică la 71 de ani sunt bou. Vrei să știi în continuare cum se întâmplă treaba asta? Hai, citește cartea. Și așa am făcut. Și știi ce mai interesant la el, dincolo de autenticitatea asta a lucrurilor spuse, și sunt convins că și tu ai simțit acest lucru, el de altfel scrie așa cum vorbește în conferințele lui. Scrie cu foarte multă naturalețe. Elementele cheie ale scriiturii lui Gabor Mate ca medic și ca psihoterapeut sunt empatia, compasiunea și sinceritatea. Faptul că el vine și cu exemple clinice din expertiza lui clinică de atâția ani și ani, faptul că se dă pe sine ca exemplu. Uite, un alt subiect interesant pe care el aia îmi abordează place și mie, exact. Un alt subiect interesant pe care îl abordează în această carte și pe care îl abordează, să spunem, mai în detaliu într-o altă carte publicată tot la Herald în urmă cu 4 ani, despre dependențe. Un subiect extrem de arzător, despre care aș spune că se vorbește cam puțin în spațiul public, da? Și că multă lume nu înțelege de fapt, bă, ce-s cu comportamentele astea adictive și cu dependența. Faptul că întrebi pe cineva, bă, da, tu de ce fumezi? Ce stai? A, păi îmi dă așa o stare de relaxare câteodată ca adolescenți. Bă, nu prea știu ce să fac cu mâinile la o petrecere și așa le țin eu ocupate cu o țigară sau cu o bere sau cu... Tuturor ni s-a întâmplat chestia asta. Și vine Gabor Mate care spune și în mitul normalității și în prizonier pe tărâmul fantomelor înfometate sau pe tărâmul fantomelor înfometate prizonier în lumea dependenței, spune că, bă, de fapt în spatele dependenței se află o durere. Noi umplem cu un soi de gol, de vid emoțional, îl umplem cu ceva ca să mai atenuăm noi un pic din suferință și din durere. De ce în ultimii ani, probabil, mai ales în perioada pandemiei, și sunt convins că ai întâlnit și tu persoane după pandemie, ai observat persoane care au luat, mă dau și pe mine ca exemplu, că și mie mi s-a întâmplat, au luat kilograme în plus. Bine. Au luat bine de tot kilograme plus, da? Asta pe ideea mâncatului compulsiv emoțional. Deci, iată, fiind atât de stresați, neavând posibilitatea să vorbim unii cu alții, să ne conectăm și să relaționăm unii cu alții, bă, frigiderul mi se pare a fi cel mai apropiat și mai bun prieten. Sau alcoolul, de asemenea, tutunul, pentru că el vorbește despre dependențele maligne, alcool, tutun, substanțe, că despre asta se ocupă de substanțele interzise, și celelalte în care putem să ne ducem în sfera asta destul de mult și le-ai întâlnit și tu, bănesc, în viața de zi cu zi, poate la alte persoane, ba că vorbim despre shopping, ba că vorbim despre, nu știu ce să mai zic eu, dependența de jocuri, de jocurile video, de jocurile de noroc. Până la urmă am auzit, există și o dependență de sport. Nimic ce este în exces nu este ok pentru organism. Da. Cu dependențele. Bun capitol, o să citești și cartea aia despre care zici tu că încă o dată mă prind și mă fac tare. Da, lasă că mi-a trimis, că gata, m-a prins Gabor Mate, la revedere, n-am ce să fac, așa e, când mă prinde un autor, îl rup, că n-am ce să fac, așa-s eu. M-am gândit că asta îmi place la el, știi? Și faptul că vorbește exemplul lui. Eu oricum vreau să dau drumul așa la o chestie, că am ajuns la vârsta în care lumea a început să-mi spună maestre, știi? Eu am crezut că la început glumesc. Știi? Adică, dar după aia nu, că mi-am zis că încep tinerii să vorbească așa. De exemplu, mă percep la o anumită vârstă și m-am speriat un pic, că eu tot vreau să fiu pe copilărie, pe bele, pe alea, pe distracție. Și am stat un pic, deja lumea se uită
în gura mea nu numai să afle informații, ci să le dau niște direcții, ești nebun la cap. Să le zic așa, m-am speriat un pic și am zis, un pic, deja e responsabilitate mare. De atunci, asta s-a întâmplat acum vreo 2-3 ani. De atunci am început să citesc eu cărți de astea care să mă deschidă la creierii capului. Și am zis, un pic. Și acum citindu-l pe Gabor Mate, am zis, bă, ce să tot zic eu oamenilor, faceți așa, faceți așa, că în primul rând nu fac eu astea, nu fiu sfătos. Nu, ce să zic altora? Dar zic, bă, da, dacă încep eu să zic, eu uite așa, eu așa am pățit, eu așa pățesc eu și încep să documentez treaba asta. Și apropo de dependențe, eu am o anumită dependență de alcool. Eu am zis că n-am. Dar după aia când am studiat ce înseamnă dependența, da, că îmi place. Deși am făcut teste și m-am oprit 2 săptămâni, n-am făcut spicători de alcool. Ca să văd dacă nu cumva e la nivel de, înțelegi, de chimie, de ceva. De... Că n-am, îmi pare rău, mă, adică e bună berea. Berea, eu beau berea, tot, tot. Și nu e o dependență, îmi place de aia, dar tot dependențe. Știi? Și uite, începând de la asta, să recunosc, bă, frate, eu da, am o dependență față de bere. Uite să vedem ce înseamnă definiția dependenței, ce e așa. Uite ce pași ar trebui să fac, hai să-i fac, vreo 3 luni, să văd ce se întâmplă, să documentez lucrul ăsta. Că mi se pare foarte tare să mă duc și uite, vezi că de aia l-am luat așa un fel de role model, cum să zic, pe Gabru Mate. Bă, ia uite ce prost îs, sau nu, ce prost am fost, sau ce prost îs în momentul ăsta, cum fac pași, să nu mai fac așa prost, și să vedem ce rezultate, că poate nu o să-mi iasă, mă. Și o zic, ia lasă-mă în pace, mă, dacă beau câteva de pe zi. Ce mă tot frecați la cap? Am încercat, uite, teoria zice că nu e bine așa, eu nu pot, eu am rămas așa cu berile mele. La revedere, poate fi și asta o acțiune, știi? Deci, inclusiv, uite ce poate face un autor ca lumea din nou, dintr-un nesimțit și un arogan ca mine. Adică să mă facă să dau drumul la un fel de concept și la un fel de mod în care să-mi trăiesc o parte din viață. Mi se pare foarte tare, încă o dată, ce face omul ăsta. Deși, acum, știi că nu, hai să nu te lăudă, să-și criticăm un pic cartea. Nu prea ai ce critica la ea, în afară de faptul că, știi cum e, orice autor când vine cu o teză, aduce argumente să-și completeze teza. Ei, și studiile alea, pentru care pe multe dintre ele eu deja le citisem și le citisem în extensul, că eu sunt mega fan de studii. Așa cum e faza, uite, că apropo de alcool. Deci, toate, multe din studiile lui sunt aduse ca să dovedească ce zice el. Ești Gabor Mate, frate, nu mai trebuie să dovedești nimic. Nu mai trebuie să ai niciun fel de studiu. Zine așa că noi te credem. Cine nu te crede, din amoviști, știi? E faza aia cu studiu cu o jumătate de pahar de vin pe zi, te previne atacul de cor sau ceva. Păi stai, mă, știi cum e cu corelațiile alea? Că s-au făcut pe nu știu câți ani, pe nu știu câte mii de oameni. Păi nu, că nu vinul prevenea atacul de cor, ci stilul lor de viață. Că era un stil de viață, un om care se oprește la o jumătate de pahar pe zi, omul ăla e banal, e bazat. Și atunci mănâncă bine, are grijă de viața lui, adică tot contextul, apropo de epigenetica lui Gabor Mate, știi? Dar asta ar fi, dacă ar fi să îi fac o critică la asta, adică, bă, nu mai zicem de studii. Adică zic, așa e fain la cărți de astea. Dar nu neapărat să ți le aduci tu, Gabor Mate, ca niște argumente. Deci au făcut Ionică din sectorul 2, au făcut un studiu și așa, care zice că așa e cum zic eu. Bă, ești Gabor Mate, crede-mă că dacă îmi dai numai la finalul cărții toate studiile care sunt așa și pe care te bazezi, e ok, eu n-am nicio problemă. Știi? Asta cumva tezismul ăsta, înțelegi ce zic, adică aducem niște studii care să ne așa, dar asta e specific tuturor autorilor. Dar trebuie să zicem ceva de rău de carte, nu? Că prea așa o preamărim și... Da, el când vine cu studiile și cu cercetările, vine în general și pentru specialiști și pentru oamenii care, știi cum e, e vocea aia critică, da? Sunt și oameni, nu neapărat, nu mă refer cârcotaș, dar sunt oameni care vor într-adevăr să vadă negru pe alb. Bă, ce studii s-au făcut în zona aia sau zona aia? Și atunci, într-adevăr, și pentru specialiști, pentru că trebuie să spunem, cartea este în egală măsură dedicată și specialiștilor, psihologi, psihoterapeuți, dar este dedicată publicului larg, exact ce ai spus tu la începutul discuției noastre. Faptul că eu pot să citesc această carte ca un simplu om de pe stradă și să rezonez cu punctul de vedere sau cu punctul de vedere al lui Gabor Mate. Să spun, da mă, ia uite, și eu am trăit ce spune el. Și mie mi s-a întâmplat în viața mea să trăiesc ceea ce spune el. Că uite, într-o anumită carte și el spune că el și copiii lui au avut ADHD. Și că a scos această minunată carte, tot la Herald, Minți împrăștiate, care vorbește despre ADHD și despre copiii cu ADHD. De asemenea, alte lucruri. Adică e într-adevăr important
Dependențe. El a fost dependent de cumpărarea de CD-uri de muzică clasică. De asta trebuie neapărat să-ți trimit, o spun public, îți trimit cartea și vorbim despre ea. Omul petrecea, acorda bugete consistente din bugetul familiei pentru cumpărarea de CD-uri de muzică clasică și petrecea foarte, foarte multe ore. Da? Și la fel, are niște faze în care trebuia să ajungă la un eveniment al unei paciente. Și l-a captat atât de mult în magazinul respectiv, exact zona aia, rafturile de muzică clasică, încât omul săracu a uitat noțiunea timpului și a uitat să mai ajungă acolo. Dar le spune și cu empatie, cu sinceritate și le spune cu umor. Exact cum făceai tu referire la episodul cu nu mă aștepta soția de la aeroport. Asta dă, cred că, un plus de valoare cărții, faptul că găsim un autor atât de sincer. Mie asta îmi place. Deci autorește cau. Mai iau și o țepe cu autori multipremiați care vin și zic prostorum, stați jos și scrieți. Vă zic eu ce și cum. Eu care nu pot să... Dacă am început o carte, trebuie să o termin. Numai James Joyce cu Ulisse mă înfrâng până acum. Dar îi vine rândul, îi vine rândul. Știi? Și trebuie să termin cartea. Și mor de ciudă că stau să îmi petrec timp cu niște cărți ale unora care zici că acum să dați jos din perfecțiune. Au făcut o baie în și mai perfecțiune și vin să ne spună nouă proștilor despre ce se întâmplă. Știi? Urăsc genul ăsta de autor, nu-i cred de nicio culoare și de aia citesc o ceva de ei și la revedere. Deși lumea îmi zice, dar mai aici, nu, că aia nu fă bună, citește alte carte. Nu, 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 nu. Când te-am văzut că ești din Amovist, nu mai am ce face cu tine. Că ești din Amovist, n-ai cum să te schimbi din ăsta, știi? Iar la capul urmat, ai că aia îmi place foarte tare. Cum zice și de fiul său, care e coautor la carte, nu? Dă declarația cu lui fiul său. În care zice, bă, m-ați cam prăjit voi doi, că nu mi-ați arătat în casă siguranța și stabilitatea aia când eram eu mic și așa. Și ăsta zice, ca urmate, da, frate, așa am făcut, n-am știut. N-am știut că trebuia să... Am făcut și negreșeala aia, să te lăsăm să plângi și așa și de... Ăla e om cu care eu vreau să discut. Că ăla a trecut prin ceva. E ca la, știi, zona asta de digital marketing de care mă ocup eu. Bă, prietene, dacă n-ai făcut digital marketing, care înseamnă gestionezi mii de euro, zeci de mii de euro, sute de mii de euro, chiar milioane de euro din banii clienților ca să le aduci rezultate, nu știi digital marketing. L-ai văzut de pe Google sau din ceva conferințe. Păi nu e mai bine așa? Când vine Gabor Mate zice, mi-am prăjit copilul. Vrei să spun cum să nu ți-l prăjești și tu? Gabor, tată, chiar te rog. Dintr-o dată te deschizi către el și taci din gură și atunci asculți, știi, față de unul care ce stai jos și notați. Că suntem ca la școală și nu știm ce să facem, să copiem, să facem ceva la de. Da, și frumos este că tot l-ai menționat pe fiul său, Daniel Mate. El vine, mi se pare că chiar la în cuvântul înainte al cărții, vine și cumva îi mulțumește lui Gabor Mate pentru creditul, pentru girul pe care i l-a dat, da, colaborând împreună la această carte. Adică e un mare lucru să ai încredere în propriul tău copil și să, bă, uite, vine și el cu viziunea lui. Da? Pentru că până la urmă eu l-am crescut, da? Poate să vină și el cu perspectiva lui de copil, da? Eu o vin cu aia de părinte, poate, dar el vine cu aia de copil. Ce a simțit el și așa mai departe. Și iată, a ieșit, s-a născut și a ieșit și acum crește acest lucru, așa mi-a venit să spun, acest lucru minunat, această frumoasă carte, Gabor Mate, Mitul Normalității, Trauma, Boala și Vindecarea într-o cultură toxică. Dragilor, o bucurie mare a fost alături de noi Cristian China Birta, blogger, influencer și cred că cel mai mult, aș spune, iubitor și devorator de cărți, pentru că citește foarte mult. Și a fost, vă spun, o bucurie mare, o bucurie foarte mare pentru că am putut să stăm de vorbă, nu știu, aproape jumătate de oră și să povestim despre ce înseamnă până la urmă normalitate, cum demontează acest mit Gabor Mate în cartea sa și despre multe alte lucruri pe care, iată, le regăsim în această carte pe care amândoi vă recomandăm această carte cu mare, mare drag. Mulțumim încă o dată, Cristian, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi. După cum bine, bine știți, aceste materiale cu iubiții și dragii noștri invitați le găsiți pe site-ul nostru, pe pagina de Facebook Herald și de asemenea pe canalul de YouTube Herald, unde va fi postat și acest material cu Cristian și pe Facebook și pe YouTube. Să aveți o zi minunată în continuare și ce să vă urăm noi? Lectură plăcută! La revedere, numai bine!